într-o zi nefastă, în timp ce traversa strada, o mașină a lovit puternic o fetiță care și-a pierdut viața pe loc. Avea doar 5 anișori împliniți fix în ziua evenimentului. La nici 20 de minute, un reprezentant al poliției s-a prezentat la părinții acesteia, anunțându-i despre nenorocire. Mama fetiței a rămas traumatizată și lipsită de orice bucurie, că nu există durere mai mare pe pământ. De la moartea fetiței, ani de zile aceasta nu a mai putut dormi aproape deloc, visând-o în permanență și plângând până la leșin. Într-o zi, ațipind, a visat un înger care i-a spus: nu mai plânge. Auzind aceasta, mama l-a întrebat: pot să stau de vorbă cu ea sau să o văd măcar o dată? Îngerul îi răspunse: vrei să o vezi? Și luând-o de mână, o urcă în cer. Ajunși în cer, o poartă s-a deschis larg, unde mii de copii cu fața luminată stăteau cu lumânări aprinse în mâini și formau un întreg șir. Văzând aceasta, mămica îl întrebă pe înger: cine sunt ei? Ei sunt copiii care ajung zilnic în rai, îi răspunse îngerul. Și fiica mea este printre ei? Uită-te atentă, ce este acolo în zare? Un copil venea în fugă și radia de bucurie, de parcă își întâlnea mama după 10 de ani. Văzând-o, mama se înveseli pe moment, apoi căzu în genunchi și izbucni din nou în lacrimi. Fiica ei era singura care nu avea o lumânare aprinsă și nici fața nu era luminată. Dar fetița se apropie din ce în ce mai mult și își strânse mama în brațe cu multă dragoste. Copila mea, de ce ești singura fără lumânare aprinsă? Întrebă mama printre lacrimi. Mamă scumpă, te rog, nu mai plânge. Uite, eu îmi aprind lumânarea în fiecare seară, la fel ca ceilalți copii, dar o sting lacrimile tale. De aceea lumânarea mea este mai tot timpul stinsă și eu sunt obligată să rămân tot timpul în întuneric. Nu plânge tot timpul după omul pierdut, fie mamă, tată, frate, soră, soț, soție sau copil. Lasă-l să se odihnească în pace și nu-ți chinui într-una viața, pentru că orice ai face, nu se va întoarce. Îi poți păstra vie amintirea acelui om drag, amintindu-ți de el cu bucurie și zâmbind în amintirea lui. Este o poveste tristă, dar sper să învățați ceva din ea.